oameni buni, bine v-am găsit la noi episod să facem Amna alături de Carla. Bună! Și hai să începem. Prin acest episod vreau să-i fac și o promovare lui Alex 901 Daniel. Și să abonați și la Carla, care mă... Alex 901 Daniel 787 și care este canalul tău de YouTube? Carla's Vlogs, mai că nu o să-l găsiți pentru că deocamdată n-am niciun videoclip. Că am încercat și o să-l găsesc, da, nu mi-l. Ok, să începem. N-am rămas corigentă. Da. Nu. N-am judecat o persoană înainte de o cunoaște. Am judecat. Da. Mă, deci... Pe cine? Când eram în pregătitoare, era un urățel rău. Am zis... Mi-am zis, bă, stai țigan. Da. Bine. Da, arăta ciudat rău. Adică era rotunjit rău la față. Eu am judecat tot așa în clasa pregătitoare, era o fată care zicea mie că arată ca un băiat și că nu o să fim noi două niciodată prietene. Băi, așa ziceam și eu că nu o să fiu prieten cu ăla, dar da, tot prieten uite, cu el acum. Acum, în clasa 4 sunt foarte bună prietena cu fata aia. Mă, și eu la fel zic cu ăla. Așa. N-am fumat. Nu. N-am. Nici nu o să fumez. Nici. Am... Aia care fumează nu-i judec, dar le zic doar că nu-i bine. N-am avut primul sărut. Pe că, pe buză sau pe ce? Da, aveam eu o prietenă și le ziceam la toată lumea că suntem iubiți. A, și a fost pupat. Le-am zis la tot satul, că eram la mine, la țară. Bine, și la tot satul am zis. Da, și v-ați pupat, da. Da, le-am zis că ne pupăm. Dar nu ne-au crezut până ne-au zis, așa că am inventat o minciună. N-am mai avut ce să face pentru că nu ne-au crezut. Le-am zis să închidă ochii, am pus așa, n-am pupat-o și a spus, nu ai pupat-o. După n-am avut ce să fac, a pupat-o. O braz. A, păi și pe mine așa m-au pupat copiii de ziua mea la școală, na. Da, pe buză n-am pupat-o, doar l-am atras atenția și am pupat-o pe obraz. N-am băut spict. N-am băut. Yeah. N-am băut. Nu. Da, aș vrea să zic. Văd ce gustare. N-am plâns pentru o persoană. Am plâns? Da. Deci am nu dau detalii. Am visat... Nu, mine nu dau detalii. N-am avut probleme cu profesorii. Aoleu, câte probleme am avut. Când, mă, deci, în clasa întâi, profesoara mea de religie nu putea să vină la școală pentru că avea un copil. N-a venit la școală vreo 2 ani, când eram în clasa întâi și în a doua. Așa că și în clasa întâi am stat cu un profesor. Mă, deci, la orice vorbă scotea, imediat, și că ne sună părinții, ne certa, Doamne! E, păi și așa că m-am certat cu o colegă, tot așa. Dar, în general, n-am avut. Dar la noi, doamna de religie care este acum, adică ne lasă să vorbim bine, decât când lucrăm, că de obicei nu mai dă fișe, nu ne pune să scriem pe tablă, ne dă fișe. Și, nu, ne pune să scriem pe caiet. Păi avem și caiet, dar de obicei ne dă o fișă. Ce o facem? Bine, hai duce la următoarea întrebare. Ok. N-am dat foc la ceva. Se pune? Am vrut! Am dat la hârtie. Se pune? Da, eu am vrut să dau foc la paharele de plastic. Dar m-a prins mami că n-am dat foc la chibrit și... mi-am pierdut șapta. N-am râs atât de tare într-un local încât să se holbeze lumea la mine. N-am plâns. N-am leșinat vreodată. N-am. Da. Când? În cadă. Am stat vreo 3 ore acolo. Nu să mă ridic din cadă. Beam încătut în ea. E, pe așa poți să alunici. Nu m-am alunecat. Dar m-am ridicat și eu n-am alunecat și beam, m-am trezit în pat după. Asta, deci asta e foarte, nu știu, n-am înșelat în biserică. Da! Ce? Băi, deci eram
ăștia. Mi-a zis să nu zic, dar nu știu audă ce să zic. Așa că au început să zic, ceva cu W. Așa că am zis. Așa ziceam mereu. Da. N-am umblat în telefonul altei persoane. Da. Da? Deci, al cui? Al lui tata. Nu se pune al părinților. Da, al prietenilor. Care? Bogdan. Tu. A, și al lui Alex. Al tău. N-am copiat la un test. Am vrut. N-am copiat? Am vrut. Bine, de vrut, dar prea oricine. Deci, doamne ne dă niște cuvinte și noi, deci, ca să ne verifice doamne dacă ne-am făcut tema, avem să căutăm într-un text cuvinte pe care nu le înțelegem și să căutăm pe Google sau un dicționar să vedem ce înseamnă. Eu unele cuvinte, eu nu le-am ales pe toate pentru că mi-a fost lene să le scriu. Bine, nu mi-a fost lene, dar n-am vrut să le caut pe toate. Da, asta cum e. Și a doua zi, doamne ne-a scris toate cuvintele alea și noi trebuie să scriem ce înseamnă. La unele le-am știut, așa că mi-am luat caietul și am început să caut acolo, dar n-am găsit că m-a prins doamna. Și v-a pus note? Da, mi-a dat un bine. Oricum nu ne-am contactat pe toate. N-am spart telefonul altei persoane. Nu. Era să-l sparg. Știi cum? Bine, de trântit pe jos, poate l-am trântit din greșeală mama, dar pe confort, dar nu s-a spart. Bă, era să sparg. Deci, tata și-a luat folie nouă la telefon. Așa. A pus-o undeva în mașină, într-un sterter, cum a venit și încercam să-l închid. Încercam așa pentru că nu l-am văzut acolo și s-a crăpat puțin. Păi nu era telefon, trebuia telefonul folie. Telefon. Pa, al meu da. Alte persoane scrie. Nu. Era. N-am plâns vreodată la un film. Am plâns. It's skate. M-am, nu m-am făcut de râs în fața. Am dat un stil. Nota. ACC de mașină. N-am avut ACC de mașină. Unde citești, naibii tu? N-am. La școală, mă! Sâcă. Nu, mă, mai sus cu una. M-am, în fine, făcut de râs în fața crash-ului, parcă era. Ce? Și ăla! În fine, să gândim peste asta. N-am spart tabla de la școală. Ce? Tabla? Da, tabla. Nu, da, a căzut. Ce? A căzut. Era să cadă pe doamna, s-a desprins alea de sus, șurubările de sus și era să cadă pe doamna. Nu, n-o să-i zgâriatul. Nu de noi, de cei mari. N-am avut atac de mașină. Nu. Și asta s-a mai repetat. N-am avut primul salt. Bine, la asta se pune ca prima să fie gen pe gură, iar asta să fie pe obraz. Pe obraz am avut. Cine n-a avut? N-am pe dezbrăcate. Ce? N-am pe dezbrăcate. Am făcut. Adică cine a făcut se dezbracă sau cum? Da, parcă și eu. Bă, am făcut. Nu. Am făcut. Cu băiatul ăla, Alex. Da, Alex nu este un Daniel. Nu! Alex. El. Te prins? Da. N-am înjurat o profesoară. N-am înjurat. Nu.
Da, am înjurat la școală. M-am întrebat, n-ai bani jurătură? Nu. A, pentru că la școală... Pentru că în fiecare zi îmi cade dulapul la școală. Bine, nu, acum nu ce mai... Ce dulap? Dulapul meu. Care dulap? Am un dulap în care îmi țin pensulele, alea... A, păi și noi avem, dar deocamdată nu ne-a dat cheile, că nu sunt terminate toate. Eu nu mai stau la ăla, că se rupe mereu. Se rupe mereu și în fiecare și atunci când se rupe, colegii îmi spun. Într-o zi de vineri, un coleg mi-a spus că s-a rupe, lasă-l naiba în pace, că nu mai mă interesează. N-am furat din magazin. Da, adică gen să fur lucruri sau să iau un fistic. Să merg. Eu m-am făcut de astea și când eram mic am făcut ciocolată. Ți-ai făcut? Am luat ciocolată. Bă, deci eram mic, am luat ciocolată de acolo, am desfăcut-o și am început să mănânc. Când m-au prins părinții, au aruncat-o la coșul de gunoi, m-au șters la gură repede, au... De astea. Ok, așa am luat un fistic. Da. Mai materie. Ok. S-a închis ăsta. Mai avem una și de... Cum s-a închis? Mai avem una. N-am iubit vreodată pe cineva. Da. Da. Mă, deci mereu mi se întâmplă. Deci, uneori să-l văd... Tu pe o fată, eu pe un băiat. Da, deci... Adică nimic. Uneori văd niște fete... Și te îndrăgostesc. Pur și simplu de. Da. Foarte. Așa și mie îmi place de un băiat. Ok, asta a fost întrebări, nu mai e niciuna. Bine. Cam asta a fost acest episod, dacă v-ați plăcut, să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la GigiDenis96, la Karla, bine, la Karla Vlogs. Când voi posta ceva. Și la Alex901, Daniel787. Cam asta a fost acest episod, dacă v-ați plăcut, să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la aceste trei canale și pa!